măsurăm direct aria suprafeței, iată, a unei frunze. Se ia frunza și se așează pe hârtie milimetrică sau, dacă nu aveți hârtie milimetrică, pe foaie de matematică. Și se așează pe hârtia milimetrică cu ajutorul unui pix sau creion, se conturează, îi se face conturul. Apoi se mută tot pe hârtie milimetrică sau de matematică în altă poziție, în cel puțin 3 poziții diferite. Și la fel se face conturul pe hârtia milimetrică. După care, eu am luat aici culori diferite. De exemplu, cu markerul albastru, acesta blă, am făcut un pătrățel care are latura de 1 cm, deci aria de 1 cm pătrat. Și am numărat toate aceste pătrate care au aria de 1 cm pătrat. Și le-am numerotat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și am mai găsit și pe acesta 10. Apoi am cu acest marker verde-gălbui am conturat pătrățelele care au latura de 0,5 cm, deci fiind pătrat, aria este 0,5 ori 0,5, 0,25 cm pătrați. Și am găsit întregi, uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unde mai m-am dus, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Am găsit pătrate întregi. Observați că mai rămân aici niște pătrățele mici, care au latura de 1 mm, de asta se spune și hârtie milimetrică, și care le-am aproximat. Adică am luat aceste pătrățele cu acestea și am mai făcut unul, aici încă unul am mai aproximat, încă unul. Deci, în final, am calculat aria suprafeței frunzei, priviți, S1, prima determinare. Am pus 10, că au fost 10 pătrățele mari, și am înmulțit cu aria unui pătrățel mare, ori 1 cm pătrat, plus 19, că atât am găsit din acelea mai mici, ori aria unui pătrățel mai mic, 0,25 cm pătrați. Și am făcut calculul. Iată, prima determinare mi-a dat 14,75 cm pătrați. La fel procedăm și cu al doilea contur, da? Aici am găsit 10 pătrate mari de 1 cm pătrat plus 18 pătrate mai mici cu aria de 0,25 cm pătrați. Deci, a doua determinare ne-a dat 14,5 cm pătrați. A treia mi-a dat 9 pătrate mari, deci 9 ori 1 cm pătrat plus 22 ori 0,25 cm pătrați. În final, mi-a dat tot la fel ca la a doua determinare. După ce avem cele trei determinări, S1, S2, S3, adunăm aceste trei determinări și le împărțim la 3, adică facem media aritmetică a lor și va da S mediu, după cum veți vedea și în experiment. După ce calculăm S mediu, calculăm fiecare eroare la fiecare determinare și apoi aplicăm formula S, formula ariei reale, S egal cu S mediu plus minus delta S mediu, adică eroarea medie de măsură.